Bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fotbal Plus. La mulți ani români, la mulți ani România, oriunde v-ați afla. Chiar dacă emisiunea, așa cum o și prezint de fiecare dată, se intitulează Fotbal Plus, am ales să facem în această seară, de ziua noastră, de ziua românilor, o ediție specială cu unul din sportivii craioveni ce ne-a reprezentat cu mândrie peste mări și țări, căruia a cântat imnul de foarte multe ori. N-are sens să mai fac prea multe prezentări, să îi spun CV-ul înainte. Așadar că vi-l prezint, este vorba de Sorin Tănăsie, Pantera, așa cum s-a spus și se spune în lumea boxului. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc, la mulți ani și ție. La mulți ani și România, tuturor. La mulți ani tuturor oltenilor. Nu ai venit cu mâna goală, ne-ai adus aici în platou poate cele mai valoroase cupe, centuri ale tale din carieră. Știu că ți-am vizitat și sala de antrenament, ai sute, cred că te apropii de mie, medalii, trofee. Povestește-mi. Asta chiar vorbeam cu copilul meu, cu Iani, și povesteam. Tati, acum o să ajung să, poate de dublu, o să am trofee, cupe, medalii ca antrenor, mergând cu copiii încolo, la fel cum ai spus tu mai devreme, lumea mă apreciază pentru ce am făcut, mă invită la gale, am deschis galele bătând primul gong, la fel am purtat drapelul pentru deschiderea turneelor, unde au fost turnee internaționale la noi în România, și mereu am fost premiat cu o diplomă, o medalie, o cupă. Acestea sunt de la European și de la Federația Română de Box, Liga Profesionistă. Cea din mijloc este primul meu trofeu, cel mai mare trofeu până atunci, de campion mondial. De acolo am început să mă lansez. Altfel, dacă n-aș fi câștigat titlul acela la 18 ani jumate, poate ușor mă pierdeam. Deci să rețineți, campion mondial, poate ați uitat că 18 ani jumate și-au trecut vreo 20 de atunci, nu? Și ca aia vorbeam aseară, că cum am povestit mai devreme, vorbind despre emisiune, am ajuns să dăm timpul înapoi. Iar eu atunci, în 98, în finala campionatului național, eu am bătut campionul european în titră, pe Viorel Simion, și așa am devenit titularul categoriei la semimuscă și am participat la campionatele mondiale, unde deja noi aveam obiectiv să aducem 2 medalii de bronz. Eram 4 sportivi, inclusiv și Jo Jo Dan. Eram eu 48 de kilograme, Jo Jo Dan 54, Mirică Constantin 60 și Bute Lucian 75 de kilograme. Și din obiectivul de 2 medalii de bronz am plusat cu un titlu mondial. Vă dați seama. Da. Iată, spui lucru care acum nici nu mai visăm să se întâmple. Adică ai învins în finala campionatului național un campion european. Adică ce lupte erau atunci, ce sportiv, aia, ce valoare avea competiția. Semifinal, pe timpurile alea, semifinala unui campionat național la noi era, nici nu știe care iasă campionul României. Și cam oriunde mergeai european, ceva, eu zic că erai acolo, te băteai la medalie. Nu, acum ne bucurăm că, virgulă, ne calificăm la un turneu mondial, european și așa mai departe. Pe vremea mea se mergea cu lot complet, aveam obiective, atâtea medalii de argint, de bronz, titlu, doar știi, mereu veneam cu campion, maestru Feri, maestru Doroftei, frații Dorel și Marian Simion, Mihai Leu. La fel și atunci când au plecat ei la Havana în 88, să mergi cu 3 sportivi, să participi cu 3 sportivi, să vii cu 2 campioni mondiali și o medalie de bronz. Păi nu mai... O să... Na. Păcat că am ajuns să trăim din amintiri. E cu atât mai prețioasă această medalie, acest trofeu. Spuneai campionatul mondial din Argentina și spuneai că te-a răscolit în această perioadă, odată cu trecerea în neființă a marelui Maradona, ți-ai readus aminte de, da, exact, de acea competiție. Când am început să strâng trofeele, să le pun, am steagul Argentinei și țin minte, noi am stat într-o zonă foarte bună la Buenos Aires, la câteva sute de metri avea Maradona casa, că i-am văzut fetițele cu soția. prin curte acolo. Da, el în perioada aia încă se retrăsese, da, se retrăsese. În 98, da, se retrăsese de câțiva ani, 2 ani, 3 ani. Pentru că a fost în 94, atunci au fost primele probleme cu cocaina, după s-a retras în Argentina, a mai jucat la Rosario, parcă puțin, și apoi s-a retras. Primul titlu, deci a fost atunci campion mondial și atunci a început ascensiunea mea. Partea ta de glorie. Aseară am găsit, la fel m-am uitat și am găsit niște poze, eram pe podium cu campionul olimpic Daniel Petrov de la Atlanta 96, la 19, nici 19 ani împliniți, la primul meu turneu internațional, cu spaniolul Lopez, nu mai știu numele celălalt, la fel. Deci eram la 19 ani, neîmpliniți, eram pe podium cu un campion olimpic și cu un medalia cu bronz la Atlanta. Aia noi, educația, disciplina de-o primeam atunci. Nimeni nu poate să-i conteste maestrul Vasile Fântână. A avut, nu doar în cariera mea, niște merite deosebite care nu le voi uita niciodată. Și în cariera multor altor sportivi. Câte ore de antrenament făceai în perioada aia? Ca să ne facem acum o idee. Începeam dimineața 40 de minute de la 7, 40 de minute la înviorare, după aia micul antrenament, după aia urma la 10:30, cam o oră 40, 2, depinde, și seara la fel, la 5, undeva la 5 ore pe zi minim. Mai comentai când îți făceau antrenorii programul ăsta? N-aveai cum să comentez, că așa cum am vorbit mai devreme, mai erau 2-3 care așteptau să-ți ia locul. Nu-ți convenea ceva sau eu știu, nu ălea... Na, erai o zi, două bolnav, nu te simțeai bine, te trimitea acasă, când îți reveneai, veneai înapoi la lot. Da, apropo, la ce vârstă te-ai apucat de box și dacă te gândeai în acel moment că vei ajunge pe cele mai înalte culmi? Dacă ăsta a fost celul tău. Sau ai zis, hai să fac și eu box de plăcere, uitându-te la vremea aia la Vastag, la frații Simion? La Barcelona în 92, mă uitam la televizor și venea și... Na, copil, 12 ani, mă gândeam, Doamne, măcar să ajung să-i văd și eu în fața mea, în viitor. Și ușor am ajuns să-mi fie antrenori, pe rând cu maestru Feri și Nea Vasile Fântână și Titi Tudor, am ieșit campion mondial, mi-au stat în colț în Argentina. După aceea am ajuns, am lucrat cu maestru Doroftei, inclusiv am făcut și la mănuși împreună. Deci visele ușor, ușor au devenit realitate. La fel și când am ajuns în Argentina acolo și mă plimbam dimineața după cântar, după micul dejun, mă plimbam pe malul oceanului și mă gândeam, Doamne, uite, când eram mic, învățam la școală în general de oceanul ăsta, de America de Sud, America Latină, și eu acum ajunsei să fiu aici prin sport. Altfel, dacă nu făceam sport, că asta îi spun și copilului meu, poate eram un muncitor, un no-name. El joacă fotbal acum, nu? Da. Dar de vreo 2 ani mă nebunește să vină la box. Vrea la box acum. Și nu prea vrei tu, nu? Da. Adică părinții, de exemplu, pe tine te-au susținut, te-au lăsat? Ce zicea mama în general? Da, eu am început cu luptele în Craiovița la noi. Sorine, păi vii bătut, vii cu ochii umflați, nasul spart. Nu, da, era teamă de lucrul ăsta, de-aia niciodată n-au putut să vină să-mi urmărească un meci de-al meu. Niciodată? Nu. Incredibil. De-aia mă bucuram, i-am spus copilului meu când am fost cu el acum câțiva ani la un turneu și a dat un gol din lovitură liberă, instant mi-au dat lacrimile. De fericire, de bucurie. Pentru că ți-ai adus aminte că mama ta nu venea să te vadă pe tine, dar tu ai fost lângă el. Și eu, da, și mă bucur de realizările copilului meu în sport. Da. Și nu a venit nici la cele mai importante meciuri ale tale, nu știu, și la așa să mă aștepte cel de retragere, după, să zicem. Așa să mă aștepte după anumite reușite ale mele, da, dar să mă vadă, nu. Dar oare, e și instinctul ăsta matern, mama nu prea... poate să-și vadă băiatul bătut. Asta pentru că vedeam și de Bute, când avea acele lupte, acum meciuri, acum vreo 10 ani, erau imagini cu mama lui care stătea în altă cameră. Tatăl cu foarte mulți prieteni de acolo, din localitate, din Galați, urmăreau meciul și încurajau, iar ea băgată într-un colțișor în altă cameră. Da, deci... Nu știu, poate și copilul meu, dacă ar fi făcut box, probabil la fel ar fi reacționat soția. Dar n-aș putea să-l... Asta pentru că știu că aș deveni, nu știu, un dictator pentru el, poate, sau i-a stricat copilăria. N-ar mânca box. Dacă ar merge la box. Da. Ar fi cu mine și la sală și acasă. Da, și poate îți dorești să dea mai mult decât, ceilalți, pentru că să nu existe și discuții. Uite că Sorin își ajută copilul. Și plus ar trăi într-o continuă asta, educație, disciplină și așa mai departe. Pe de altă parte, ar fi să zic, o piatră de moară și pentru el. Mereu ar fi, uite cum se întâmplă și la fotbal, știi, comparațiile alea, că copilul nu este. Ianis nu este la nivelul lui Gică, știi? Da. Înțelegi? La fel, tot Ianis îl cheamă. Ianis nu ar fi la nivelul lui Sorin. Mereu îi s-ar pune în cârcă performanțele tale în comparație cu ale lui. Da, este într-adevăr cu dus și întors acest aspect. Pe plan național, care a fost prima bătălie cu adevărat? Asta cu Simion, de care ai zis? Nu, ultimul, că la noi nu erau cadeții cum e acum, 13-14 ani. La noi începeai cu juniorii mici, 15-16, juniori mari, 17-18. Și pe aia era tineretul, așa îi spunea atunci, până în 21 de ani. Seniorii. Și din primul an am ieșit, din 95 am boxat 79 cu 80. Boxam cu sportivi mai mari cu un an ca mine și sau de seama mea. Și din primul an am ieșit campionul României, la județ am câștigat 2 meciuri, la zonă 3 meciuri și la finale 3 meciuri. Cu 8 meciuri am ieșit campionul României, acum se iasă cu 1 meci, cu 2, cu 3. Rar mai... Eu am avut anul ăsta, în martie, când am mers la tineret, copil la 75 de kilograme, a căzut la 5 meciuri. În 5 zile, 5 meciuri, zi de zi. Și spre ghinionul lui, în semifinală s-a oprit competiția și s-a reluat acum. Dacă se ținea competiția atunci, atunci ieșea campion național, pentru că creștea ascendentic de la meci la meci. Dar a venit problema cu COVID-ul și a trebuit să intrăm. Exact cum ai spus și tu despre acel turneu final din Argentina. Mi-ai zis că meciul mai greu a fost primul, nu? După aia... Primul că a fost cu țara gazdă, am boxat în deschidere, am căzut numărul 1 la tragerea la sorți și am boxat în deschiderea campionatelor mondiale exact cu țara gazdă, cu argentinianul. După aceea am întâlnit lituanianul, vicecampion olimpic, vicecampion european cu un an înainte la Birmingham, în 97. Argentinianul l-a învins cu 14-6, lituanianul 6-3 și după aceea a urmat cu Banezul un meciu pentru medalie pe care l-am învins cu 5-3. A fost un meci foarte echilibrat. După aceea semifinala și finala am defilat. În semifinala am bătut Kazakhstan cu 17-1 și finala cu irlandezul Harry Cunningham 7-0. Cât de greu ți era în perioada aia? Pentru că tu ești și acum un tip firav, ești puternic, dar ești un tip firav, să te menții în greutate. Atunci mi era foarte greu, eram copil, na, de-aia de multe ori... Apăruseră tot felul de tentații dulci, culinare. Exact, tu aia ții minte atunci... În loc să merg și eu după cântar, să merg să mănânc ceva sănătos, imediat mergeam și luam, apăruseră niște eugenii de Brăila cu niște suc. Dar eram copii și, na, ușor, după aceea am început să ne maturizăm, să ne vedem interesul altfel, să știm să avem grijă de noi, să nu ne fie greu pentru a putea da sutelele de grame care mai erau pe final, că ele ne omorau cel mai rău. Ultimele 400-500 de grame, alea erau un chin. Ai avut vreodată probleme? Adică, nu știu, înaintea unui meci să se spună trebuie să slăbești încă 1 kilogram? Sau... În Thailanda am ajuns în 2003, atunci, și n-am mai putut să fac categoria la mondiale. Mi-aduc aminte. Am ajuns noaptea la 3 și dimineața aveam cântarul. Am făcut 3 antrenamente până dimineața și n-am mai. Am mai rămas cu vreo 400 de grame. Mai era și fus orar, nu? Da. Plus că era umiditate 80%, ieșeai, alergai 10-15 metri, te făceai loarcă. Și după primul antrenament mă și gândeam, mamă, cât am transpirat, gata, cred că mai am puțin, mâine dimineață mă trezesc în categorie. De unde? Dădusem câteva sute de grame. Erai în formă în perioada aia? Adică simțeai că poți ajunge spre finală? Da, atunci și câștigasem turnee importante, Ahmet Cömert în Turcia, în 5 zile am boxat 4 meciuri. în Grecia, la Acropolis, la fel, am luat locul 2, am pierdut în finală cu un kazahstanez, chiar mă simțeam bine. Tu ai prins, vezi, spre deosebire de Feri Vastag, frații Simion, voi ați prins generația asta, ați fost una, să zicem, de tranziție, pentru că s-a divizat URSS-ul în câte 10-12 țări, ceva. S-a divizat fosta Iugoslavie, la fel. Și au apărut, zici, kazahstanezi. Atunci venea un reprezentant, maxim 2 din URSS. După aia au apărut toți. Kazahstan, Lituania, azerii, georgieni, la fel, da, sunt foarte buni. Asta v-a dat puțin peste cap, pentru că până prin 93-94, când s-au divizat, prindeai decât unul, cum era și la fotbal înainte. Da. Deci prindeai un culoar, îi zăpăceai pe, ajungeai cu cubanezul în finală și... Acum parcă nici cubanezii nu mai sunt ce erau înainte. Da, nu prea. Acum foarte mult au crescut indienii. Indienii? Indienii. Uite, vezi, nemai având și sportiv de valoare în România, nici nu mai ești atras de sportul respectiv. Adică te uiți ca să vezi ce, nevăzând un reprezentant de-al tău. Și de asta nu știam de indieni. Indienii au apărut întâi cu fetele, că o bătea mereu Maia Monșipur, sau nu știu cum o cheamă, o bătea pe Steluța, duța noastră. La noi fetele ce mai sunt, ce mai țin, da, steagul. Și atunci, prin anii aia 2000, la fete erau tari indienii, dar acum au început și la băieți, au campioni mondiali, medaliați la Olimpiadă, pentru că au baza mare de selecție. Sunt mulți, au de unde alege și pentru ei, cum era și la cubanezi, de seama, să fie în lotul național, îi oferă o cazare, 3 mese pe zi, 2-3 rânduri de echipamente și așa mai departe. Pentru ei e un vis, e o realizare. Că doar știm cum prin trenuri, pe autobuze, merg unul peste altul. Da. Dar chiar merg foarte frumos. Când am fost anul trecut, că eu sunt și antrenor la lotul de tineret, antrenor secund. Și am fost anul trecut la un turneu în Serbia. Vreau să mă crezi, inclus băieți, fete, de la preparator fizic, masor și așa mai departe. Antrenorul de box venea ultima oară, 10-15 minute înainte de a intra în ring și făcea la palmare. Atât. Mai dădea indicații. Da. Dar până atunci îl pregătea fiecare... Da. La noi, că de asta am fost antrenor la lotul de tineret, după aia mă luaseră la lotul olimpic, dar am văzut că să merg tot pe antrenamentele alea vechi și de demult, cum am început eu boxul în anii 90, și de-aia nu mai dăm randament. Apropo, câți sportivi? Sau aveam pe cineva calificat la Olimpiadă, dacă se ținea? Acum avem pe Cosmin Gârleanu. S-a calificat la Londra, la 52 de kilograme. Avem un boxer calificat. La Londra? Da. E turneu preolimpic? Da. A, turneu preolimpic. Da. Deci nu era direct de calificare. Turneu de calificare, da. Și mi se pare mai e unul la Paris, doar 2 turnee. A, deci nu se stabiliseră încă participanții la Olimpiadă. Pentru că sunt turnee de calificare. Da, nu apucaseră să se dispute. După fiecare continent trebuie să vină, nu știu, e un barem anumit, poate 4 sportivi din Europa la 52 de kilograme. 4 din Asia, din Africa și așa mai departe. Dar cerințele acum, spre deosebire de atunci, sunt diferite? Cerințele de antrenament? De a te califica, vorbim de Olimpiadă. Văd că s-au micșorat turneele, sunt mai puține turnee. Înainte erau, cel puțin că era, de exemplu, categoriile pare și impare. 48, 54, 60, 69, cum e acum, 81, în fine. 51, 57, 63. La un turneu cu ăstea pare, mergeau categoriile cu pare, la impare la fel. Dar știu că erau câte 3-4 turnee atunci. Erau mai multe turnee, da, erau și sportivi mai mulți. Da. Avem... Probabil, telespectatorii au văzut și cu siguranță le vor mai vedea. Sunt niște imagini de la un meci la Galați, dacă nu mă înșel. Unul din ultimele, nu? Pe care le-ai... Da. desfășurat. Antepenultimul nu mai știu dacă mai... Văzând meciul lui Tyson, revenirea, după ani, mulți, și văzând forma ta, pe care o arăți și la antrenamente, și te văd aici în carne și oase, nu te gândești să revii în ring? Ba, tot au mai fost oferte, dar nu mai am motivație, îmi place ce fac acum. Faci practic tot box, adică antrenând copiii, adică te poți antrena cod la cod cu ei, oricum nu prea te vezi dintre mulți. Mă mai joc cu ei câteodată, m-am mai jucat acum, ne poftă așa, mă mai poftă. Adică condiția fizică o ai, 100%. De 2-3 reprize acolo am. Da, ce ți-ar lipsi? Viteza de reacție, dinamica? Asta, o pregătire adecvată pentru un meci, că na, la profesioniști deja știi adversarul, tralala, știi câte reprize te bați și tot timpul te antrenezi. Deci te-ar bate așa gândul, nu? Dacă s-ar face și pe la noi, că mai era vorba de mult cu maestrul Leonardo Doroftei să-și facă el meci de retragere cu Pepe Balbi, la fel să lupt și eu, Viorel Simion. Tu cu cine ai luptat, dacă ar fi? Și cu Viorel. Cu Viorel? Da. A, deci un meci între voi? O reeditare a... Nu, eu la asta în gala aia fiecare să fie avut alt adversar. Asta zic. Da. Pentru tine, nu știu, te-ai gândit pe cine ai alege dacă ar fi, din foștii... Am mai vorbit așa cu... Da, ar da bine pentru amândoi și ar fi ceva frumos. Cu Viorel Simion să-mi fac un meci de retragere, amândoi să ne facem meciul de retragere, nu știu, ceva de genul. Păi ar fi meciul anului și la noi. Deci chiar dacă ați venit amândoi după America, o perioadă de inactivitate. În America cu show-urile prind foarte bine la public. Televiziunile produc foarte mulți bani prin chestiile astea. Asta vorbesc și acum, țin legătura cu maestrul Leonardo Doroftei și mi-a spus că tot așa și el a fost la o emisiune și a făcut la mănuși cu un basketbalist. Asta am văzut în deschiderea galei până să înceapă meciul Roy Jones cu... El, apropo, e plecat? Da, a plecat. Deci a plecat, s-a ținut de cuvânt. A și slăbit o grămadă, nu mai are burtă, nu arată la fel de bine așa, dar oricum e țiplă. Da? Oricând mai poate să urce în ring, acum. Ca în perioada când boxa, nu? Da. Deci ar fi posibil, nu? Da, în primul rând să scăpăm de pandemie. După aia vedem cine s-a reșit cu banul. Pentru că da, exact cum ziceai, și de show și de asta, adică vedem câți bani a încasat Tyson pentru această gală. Da, înțeleg că el a luat undeva la 10 milioane de euro, nu știu dacă e adevărat. Iar adversarul doar 1 milion avea cota de... Tot așa m-au ciudat, dar aia, că și mai ia de asta am văzut, Roy Jones avea rival, echipamentul își mai ia și de pe la... își mai ia din sponsorizări, de acolo câștigă. Pe tine nu te-a bătut gândul să pleci afară, cum a făcut Doroftei în prima fază, cum a făcut apoi Bute, cum a fost și Simion, Mihai Leu, parcă Leu a deschis, nu, drumul pugiliștilor români să meargă peste... În 2006, când mă antrenam cu maestrul Leonardo Doroftei, trebuia să merg cu dânsul în Canada, dar datorită certurilor între el și actualul președinte, fostul președinte atunci, Rudel Obreja, așa se întâmplă tot timpul, când se ceartă cei mari, au de pierdut cei mici, sportivi, să zic, în cazul meu. Și de asta n-am mai ajuns în Canada. Ai un regret acum, că n-ai ajuns atunci? Adică te gândești că, bine, putea să fie chiar invers, să nu meargă treaba și să te întorci, cum ai zic ăla, cu coada între picioare. Dar... Da, pentru că în America, peste ocean, categoriile mici nu prea sunt... Nu sunt bani mulți la categoriile mici. De asta nici interesul nu e atât de mare de promovare. Dar de câțiva ani buni încoade, când a apărut Meioater, au început să la asta mă gândeam. Exact. Pentru că Pacheau, da, că a fost perioada aia în care frații Clișcu au dominat categoria supergrea și n-au mai oferit spectacolul, de-l ofereau supergrei dinainte. Și ușor au început să... I-a regretat Arturo Gatti, care făcea niște meciuri, ridica sala în picioare. Pentru că lumea, dacă vii la un meci de box, asta vrei să vezi. Vrei să vezi schimb de lovituri, să vezi deplasări, să vezi eschive și așa mai departe. Pentru că Frațiclișcu ajunseseră să plictisească lumea, să stai să vezi un meci de 12 reprize de titlu, să vezi că doar pune stânga și rar mai dă și o dreaptă. Și când mai nimerea și dreapta aia la țintă, se încheia meciul. Da. Da, cine știe, poate ar fi luat un alt curs cariera ta. Mergeai clar, trecusei la profesioniști atunci, în 2006? Da, deci erai trecut. Deci eram acum... campionul României, câștigasem în 2005 la Vâlcea titlul de campion național la profesioniști. Da, mi-aduc aminte, la Vâlcea, da. Am fost la acea gală, 2005, am fost la acea gală. Cu cine în finală? Cristian Ceachi. Da, am Cristian. Mai boxat. Da. Uite, nu mai rețineam adversarul. Da, mi-aduc aminte de acea gală. Ce vreau să te întreb, Bute, dacă nu ajungea în Canada, ajungea atât de cunoscut? Sincer. Pentru că el, la amatori, nu a avut mari performanțe. Hai, mai vorbeam, Lucian parcă a fost un blestem. Adică cariera lui a explodat aproape la 30 de ani. Dar el tot timpul mi-a fost coleg, tot timpul la fel, un muncitor, dedicat, un băiat extraordinar de serios. Câștiga până, de exemplu, anul ăsta, să zicem, aveam europenele. Câștiga pe unde mergeam locul întâi la turnee și deci ne gândeam gata, la europene defilăm cu el. Îți dau exemplu cel mai așa. În 2002 mergem în Rusia la Perm, la europene. Boxează în primul meci cu rusul. Nu doar că era rusul gazdă. Da. Era vicecampion olimpic. Bătu rusul vicecampion olimpic în primul meci la el acasă. Și în meciul 2, ca asta vreau să spun, parcă era blestemat. El în meciul pentru medalie pierdea. Pierdea grav. Mereu s-a întâmplat să pierdă prin cheo. Și la fel s-a întâmplat și în Rusia atunci la Perm. Pierde în meciul pentru medalie cu un boxer din Ungaria pe care îl bătuse la Ahmet Cömert. Foarte ușor. Da, pentru că la noi e box, nu e ca la fotbal. A intrat în plasul, ei și o pui la centru. Doamne ferește, ai luat un pumn așa, nu te mai ridici. Da. Ciudat, pentru că în momentul în care a început să se vorbească de el, nu eram atât de, vorbind de boxul de peste ocean, nu eram atât de încrezător, pentru că știam exact rezultate de la amator, rezultate de care vorbești tu acum. Pentru mine a fost o mare surpriză. De la Interbox au fost, atunci, înainte să plecăm noi în Thailanda, în 2003, au fost în România și chiar veneau la antrenamentele noastre. După aceea și eu la fel, eu am început în Austria cu profesionismul, el a plecat în Canada, Jo Jo Dan, Puiu Victor, Claudiu Râșco, cam toți care am fost generația aia, toți am trecut la profesioniști după aceea, cu toate că ăla era an preolimpic, urma Olimpiada, Atena 2004. Dar foarte mulți au văzut din box, nici nu câștigam atât de wow. Dar acum se câștigă, dacă nu mă înșel, și te rog să mă corectezi, acum este un mixt amator-profesionist sau nu mai există amator? Ba da, dar acum am văzut, au început, dau voie... Adică la Olimpiadă se poate merge și din postura de sportiv-profesionist. Da, dar eu asta, tot așa cu un barem, de exemplu, dacă ai ajuns, nu știu, la un 15-0, 20-0 ca profesionist, deja trebuie să-ți alegi, ori rămâi, te întorci la amatori, ori rămâi și-ți faci carieră la profesioniști. Dacă când ești acolo până în 15-20 de meciuri, poți să faci lucrul ăsta. Nu o să vină niciodată un campion WBC mondial să boxeze la calificări sau la... Pentru că la... Restul și diferă. La profesioniști ai, la început începi cu 4, 6, 8 reprize, dar mai mereu te bați 10, 12, te bați pentru titlu. Deja abordezi lupta de la început, nu mai abordezi ca amatorul, ai 3 minute. În alea, 3 reprize a 3 minute, trebuie să dai din brațe, să faci de așa fel să-ți câștigi repriza, repriză cu repriză. Sunt puține, 3. La profesioniști ai timp și de tatonare, prima, a doua, să-ți cunoști adversarul. Depinde ce strategie abordezi. Cât de greu vă era în perioada aia și mai ales, uite, când ai câștigat titlul mondial în 98, să culegi informații despre adversar. Acum vedem, se înregistrează orice antrenament, orice meci, pe toate platformele online. Iar la fel vorbeam aseară cu prietenii mei, maestru Feri, profesionist. De exemplu, eu am boxat cu argentinianul, da? După mine, să zicem că la un meci sau două între a urcat lituanianul, vicecampionul european, care trebuia să-l întâlnesc eu. Antrenorul federal filma meciul lituanianului. A, atunci seara, pe loc. Da, seara priveam eu cu staful tehnic, cum ai spus, Feri, Nea Titi, Nea Vasile, antrenorul federal, și îmi puneau meciul. Și spunea, maestre, merge aia, merge nu știu ce, mă mai completau și ei. Și a doua zi la antrenament lucram specific. Exact cum... Deci doar acolo la turneu. Practic tu mergeai la turneu pregătit doar pentru primul adversar, deși nu știai cine e. La fotbal, la campionat european, mondial, știi cu 6 luni înainte cu cine joci. Dar voi, tragerea la sorți este acolo, pe loc. Da, și după aia că deja știam un primul meci, practic, e la ghici. Da. A, că te-ai mai întâlnit cu el vreodată, ți-aduce aminte sau l-ai mai văzut, dar dacă e unul necunoscut, este la ghici. Chiar dacă este sub tine ca nivel, te poate face că nu-l cunoști. Și aia de acolo, și tot fiecare meci îl filma, cum ți-am zis, ca la școală. Parcă îmi punea ăla, eu priveam și după aia spuneam, maestre, merge asta, el nu face aia, pot să o fac eu ca să-mi atrag victoria. Și așa cum ți-am zis, mă mai completa și după aceea, înainte cu, cum ar fi, mâine aveam meciul, astăzi la palmare după masă, în sala de antrenament, numai asta lucram, specific pentru adversarul care urma. Hai să luăm o scurtă pauză publicitară și ne vei spune care erau după pauză, care erau loviturile tale preferate. Prietenii cunosc chiar și adversarii și vom continua discuția și despre actualitate. Vom vedea și imagini de la antrenament, să ne spui despre copiii pe care îi pregătești. Așadar, câteva minute de publicitate. Revenim aici în ediția specială de 1 decembrie cu Sorin Tănăsie imediat. De peste 25 de ani, farmacia Cinara este alături de dumneavoastră cu mii de produse destinate sănătății și frumuseții. Aici găsiți întotdeauna produsele de care aveți nevoie pentru familia dumneavoastră, iar personalul calificat și experimentat vă dă cele mai bune sfaturi pentru sănătate. În această perioadă, la farmacia Cinara găsiți produse de protecție, măști, ochelari, mănuși și dezinfectanți și oferte speciale la suplimente pentru întărirea imunității și la alte produse de sezon. Farmacia Cinara mulțumește tuturor clienților care în această perioadă dau dovadă de înțelegere și răbdare și le răsplătește loialitatea și încrederea, oferindu-le diverse reduceri prin cardul de fidelitate. Iar pentru a petrece cât mai puțin timp în farmacie și pentru a vă proteja sănătatea, puteți rezerva telefonic orice rețetă sau produs de care aveți nevoie sunând la telefon 0251 596 072. Cinara, farmacia familiei tale. scapă de COVID dezinfectând în absența persoanelor încăperile din spitale, fabrici de medicamente, fabrici de produse alimentare, depozite de alimente, cu ajutorul corpului de iluminat UVC tip BSR02 bactericid, distribuitor Lumilux Com Craiova, strada Milcov numărul 45, informații la telefoanele 0251 306 026 și 0757 014 254. De 25 de ani, FCCR este singurul fond de garantare dedicat agriculturii. Agricultura este domeniul de activitate care poate aduce bunăstarea în viața ta. Investește în agricultură. Investește în viitorul prosper al familiei tale. Îți oferim șansa unui nou început. Vrei să-ți cumperi un teren agricol, un tractor sau să-ți finanțezi capitalul de lucru? Solicită credit bancar cu garanția FCCR. Credem în tine. Crede în noi. Reușim împreună. Pentru că locul unde ne-am născut trebuia să poarte un nume, i-am spus România. Pentru că avem un loc al nostru pe care întotdeauna îl vom numi acasă, suntem români. 1 decembrie ne-a împlinit destinul odată cu unirea. E zi de sărbătoare, e sărbătoarea mea, sărbătoarea ta, sărbătoarea noastră. La mulți ani, România! Copiii la grădiniță învață, desenează, colorează, se pregătesc pentru școală. La grădiniță îi place să joace cu alți copii, cu cuburile. Cu tichetul social îi cumpăr mâncare pentru pachetelul la grădiniță. Întreabă și tu la primărie de tichetul social pentru grădiniță. Înscrieți copilul! Fă cerere pentru legea 248/2015 și solicită tichetele sociale pentru grădiniță. O campanie Reality Check și Ovidiu Ro. Compania Clariant construiește în comuna Potari, județul Dolj, o fabrică de bioetanol celulozic, ce folosește drept materie primă paiele de grâu provenite de la fermierii locali. Mă numesc Paul Popescu, sunt manager de achiziții, materii prime și logistică al companiei Clariant. Serviciile pe care Clariant le contractează sunt balotare, colectare, transport și depozitare, oferind oportunități de creștere a veniturilor pentru fermieri. Detalii despre oportunitățile pentru fermierii locali sunt disponibile pe website-ul www.clariant.com/România și la numărul de telefon 0720 067 001. Vrei să-ți decorezi casa și bradul de sărbători? Vrei să știi care sunt tendințele din acest an? Vrei să-ți impresionezi familia și prietenii? ADA Electric este soluția. Partenerul tău de încredere cu cel mai mare showroom de corpuri de iluminat și produse electrice din Oltenia. Te așteaptă cu cele mai noi modele de instalații pentru bradul de Crăciun, perdele luminoase cu LED pentru interior și exterior, tuburi luminoase cu LED cu efect de ninsoare, stele, ghirlande și obiecte ornamentale. Pentru sărbători ca în povești, alege ADA Electric. ADA Electric. Cumperi mult, plătești puțin. Showroom, strada Calea București, numărul 139, localitatea Pielești, Dolj. Moviplast Craiova, o firmă, un nume. Folii, pungi, saci, sacoșe, saci, gunoi menajer, pungi și sacoșe biodegradabile. Fabricate de Moviplast Craiova și însumând peste 2300 de tone anual, se regăsesc pe piețele a 12 țări din Europa. Lucrând 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cei peste 100 de salariați ai echipei Moviplast vor să fie considerați ca partenerii dumneavoastră de încredere pentru aprovizionarea cu ambalaje flexibile. Moviplast, calitate și respect pentru natură. Salvate-mi copilăria, ai grijă la drum. Fiecare viață este valoroasă, ai grijă la drum. Siguranța rutieră ne afectează pe toți. Viața oamenilor trebuie protejată. Ai grijă la drum. Proiectul O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cerveni-Briag la rețeaua TENT este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria. Mina Interserv îți oferă carburanți la cele mai mici prețuri și îți pune la dispoziție transport cu cisterna proprie. Loialitatea te răsplătește, zeci de premii îți poate aduce Loyalty Cardul. Alimentezi și câștigi dublu. Rompetrol, energie vie. Ai probleme de sănătate sau vrei să arăți bine și să fii în formă? Soluția este chiar în județul tău. Top Med Buna Vestire a dezvoltat conceptul Stațiunea de acasă, în cele 3 locații ale sale situate în Craiova, pe strada Morii, numărul 33, pe strada Frații Buzești, numărul 25, dar și în Calafat, pe strada 22 decembrie, numărul 1. Aici puteți beneficia de toate procedurile și tratamentele medico-balneare, dar și de investigații clinice în 19 specializări și investigații paraclinice de laborator și radiologie. Tratamentul medico-balnear se desfășoară pe o perioadă cuprinsă între 7 și 20 de zile, în regim ambulatoriu sau internare cu bilet de trimitere, cu tichete de vacanță sau cu plată. Puteți beneficia de 6 proceduri fizico-balneare pe zi, consultații de specialitate, interconsulturi, investigații medicale, concedii medicale, referate medicale și rețete compensate după caz. Centrele balneare dispun de aparatură modernă și personal calificat, oferind calitate serviciilor balneare și medicale efectuate. Băi cu ape sulfuroase tip Herculane și Olănești, mofete și băi cu dioxid de carbon tip Covazna și Buziaș, băi și împachetări cu nămol de techirghiol, salinoterapie și băi clorosodice, electroterapie, masaj terapeutic și de relaxare, masaj anticelulitic, kinetoterapie, ozonoterapie și multe altele. Top Med Buna Vestire. Mereu aproape de tine. Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Am revenit cu partea a doua a emisiunii Fotbal Plus, însă o ediție dedicată boxului, azi de 1 decembrie, de ziua românilor de pretutindeni. Alături de mine, fostul campion mondial Sorin Pantera Tănăsie, poate cel mai cunoscut sportiv individual din Bănie peste hotare. De unde porecla asta cu Pantera, Sorin? Când au început galele la noi, galele profesioniste, la ProTV a venit un comentator care stătuse în America. Și după aceea m-am prietenit atât de tare cu el, a venit pe la mine acasă și mi-a adus CD-uri, meciuri, Bogdan Bratu. Și el mi-a, datorită mișcărilor din ring, m-a asemănat cu o felină și mi-a spus numele de Pantera. De la Leu nu prea mergea, deși erai Leu al Olteniei. Pantera, mai... Da, datorită mișcărilor. Viteza de reacție, tot, nu? Da. Eu credeam că dinainte și la amatori erai. Mă gândeam că poate adversarii sau colegii de la lot au zis Pantera. Târziu, atunci la profesioniști a apărut asta cu... Na, și la profesioniști așa e ei, să ai un ring name. Da. Știu că erau niște gale atunci, tot felul de adversari, da, mai ciudați, mai Gheon Pirică, asta zicea, nu? Da, acum cu Roy Jones, cu ăsta, doamne, parcă e Gheon Pirică cu tine. Da. Acum da, cu Roy Jones, că eu le-am zis, mie îmi place Roy Jones, că are deplasările ele, are altceva. În schimb, mai Tyson, tot stilul lui, harnic, muncitor și să te dea pe spate, să vină. Gheon Pirică unde ai luptat? Parcă prima oară la Mangalia. Prima oară în iulie la Mangalia. Și acolo am fost, da. Și după aceea la Craiova, în sfârșitul lunii septembrie, meciul de mi-am apărat centura. Că în iunie o câștigasem cu Cristian Ceachiș, în septembrie mi-am apărat-o cu Gheorghe Gheon Pirică. De aici m-a și propulsat către titlul european. Aici mai devreme de regretat. Singurul, dacă aș regreta ceva din toată cariera, faptul că nu mi-am apărat și eu titlul odată de 2 ori în țară. Deja eram în locul 6 mondial WBA, versiunea unde a fost mai sub Doroftei. Dacă mi-o apăram odată de 2 ori în România, eu zic că deveneam challenger la titlul mondial, mă cereau americanii peste ocean. În Spania parcă ai luptat, nu? Da, la campion acasă. Ce aveam? 13-14-0 și spaniolul avea 32. Aproape dublu. Dublu, de fapt. Ai avut mulți susținători acolo în Spania, dar... Da, da. Totuși, la el acasă. Păi încercaseră să țină meciul acolo. Că a doua zi eram cu soția, mă plimbam prin centru și mă sună domnul Obreja să iau Gazeta Sporturilor, nu mai știu ce ziar de atunci. Și întreb, păi scrie ceva de gală și în ce ia ziarul și vorbim după aia. Și când văd, l-au prins la doping. A ieșit pozitiv. Că asta zic, dacă mă furau la meci, îi ridica lui mâna și după 24-48 de ore primeam un telefon să zic, vezi că ăla a fost prins dopat, tu ești cam. Parcă nu mai avea satisfacția ca atunci când mă ales, știam că am câștigat în ring și să nu-mi ridice mâna. Și după aia, după 24-48 de ore, să aflu că sportivul care am luptat a fost prins dopat și eu sunt campionul european. Nu mai avea farmecul ăla, ca atunci când mi-a și ridicat mâna în ring după reușită. De-aia, țin minte, știam că încercaseră să țină meciul acolo și în repriza 11 și a 12 am dat din brațe, de parcă era prima repriză. Ca pe viață și pe moarte, că altfel nu mi-atrăgea în victorie. Da. Deci spui că ăsta a fost marele regret, că n-ai reușit să aperi și în România. Cine ar fi trebuit să te ajute? Managerii, promotorii. Nu știu, poate și guvernul, mai mult, nu știu, politicul, se putea implica atunci. Da, bine, pe de altă parte, ne aducem aminte când s-a implicat, uite ce a ieșit, nebunia aia. Da, cu, că n-au treabă cu profesionismul. Cu Rudel Obreja la gala lui Bute, nu? Da. Ministerul ăsta n-au treabă. Fiind vorba de un sportiv de valoare națională, eu cred că se poate implica, chiar dacă este box profesionist, adică... Depinde asta... Na, dacă adică să se găsească căi legale, nu exact, să se facă ilegalități. Oameni binevoitori. Ca așa cum știm cu tot, ministrul tineretului sportului este Oltean de-al nostru. Și ceea ce mă bucură, la fel am văzut, încearcă să atragă copiii înapoi în săli, pe teren. Acele vouchere. Acel voucher, da. Am văzut, la fel, nu... E genul de om care stea la birou cu hârtii, coboară pe teren, la inaugurări și așa mai departe. E mai mereu în jurul sportivilor. Oricum îl știu și din Craiova, de prin săli, de pe aici. Nu mă întâlneam cu dânsul la antrenamente. Suntem într-o zi mare, ziua noastră a românilor. Îți mai aduce aminte de câte ori ți-a cântat imnul? Sincer, nu mai știu. Mi-a cântat imnul de foarte multe ori, dar eu... Că de asta mai râdeam acum pe asta cu amintirile. Ori, nu știu, la turnee mari sau astea, nu știu, gen dacă am fost de 3-4 ori pe locul 3, ori dacă aia pierdeam în semifinală, ori dacă nu ajungeam în finală, luam locul 1. Am decât două locuri 2 am în toată cariera. Deci mereu... doar de două ori am pierdut în finală, da. Mereu. Dacă am ajuns în finală, mai mereu am câștigat, da. Da. Ți-au încurcat vreodată, apropo, imnul, organizatorii? Nu. Să-l pună pe la vei, cum s-a mai întâmplat la alte discipline. Nu, la amatori, că l-avea tot timpul, mergea, nu știu, antrenorul federal, cineva din federații și era răspunzător de lucrul ăsta. Da. La fel și la profesioniști, când am fost pe unde am fost, tot așa, nu se întâmplă, ce, uite, la un meci de fotbal, Franța, nu mai știu cu cine, cu Albania, dacă nu mă înșel, sau Kosovo, și-au inversat imnurile, au pus imnul Albaniei în loc de Kosovo și a ieșit ca... Și acum, vorbim de dată recentă, dar aminte atunci... O întâmplare de asta amuzantă, așa să bine, amuzantă pentru mine, zic, că anul trecut la Târgu Mureș, la campionat, să intoneze imnul, de câte au dat drumul și, vezi, Doamne, sau, nu știu, a căzut curentul sau ceva de genul. Sau în Târgu Mureș, da, da. Sunt foarte mulți de etnie maghiară și au zis să nu pună, nu? Au preferat să găsească un jumbușluc, așa, încât să nu-l pună. Apropo de asta, de turnele la care mergi, avem imagini din sala de antrenament. Câți copii antrenezi în momentul de față? Nu știu să zic cu exactitate, dar am foarte mulți copii, am imagine sunt mai de arhivă, să nu se înțeleagă că acum, în pandemie, ești cu atâția copii pe o suprafață destul de mică, pentru că, știi, trebuie distanțarea. Da, da. Imaginile sunt de arhivă, de anul trecut, atunci când... Am copii în 3 grupe. Cei mari au un orar, cei mici la fel, grupa de copii, și mai am o grupă, boxul de plăcere, unde nu contează vârsta, nu se face de performanță. I-am împărțit în 2 grupe pentru că pot să mă ocup și mai bine și este chestia asta în ziua de azi. Cei mici sunt mai timorați când sunt împreună cu cei mari în sală. Și asta am observat-o în scurtul timp în care antrenez, că și părinții au chestia asta. Sunt încântați că i-am separat. Cei mici au o zi, dau una pauză, au luni, miercuri, vineri antrenamente, cei mari au zilnic, de luni până vineri. La fel, vin cu dorința de a face box de performanță sau doar să facă mișcare? Vezi, în ziua de azi, unii părinți sunt realiști și spun că l-a adus doar la mișcare. Dacă copilul se va îndrăgosti de box sau vâle, îmi spun că ei nu vor să ia șansa sau asta, să nu facă de performanță. Rămâne la aprecierea copilului. Bineînțeles, asta dacă și copilul să aibă calități motrice cât de cât dezvoltate. Pentru că asta și vorbeam în martie la campionatul național cu un antrenor mai în vârstă. Îmi spunea că vede la fel, că vede la mine sala plină, copii pe zâmbetul pe buze și așa mai departe. Și zic, da, maestre, da, că la el nu mai vin, după 2 săptămâni nu se mai întorc. Și zic, bun, vă înțeleg, dar nu mai merge cu boxul ăla vechi, cu bate sacul, box umbra, sări coarda. Eu acum le-am luat corzi moderne, exact așa scrie, coardă modernă. Se bagă un inel pe un picior și în partea cealaltă are o rotiță și tu îl ridici pe celălalt și ăla trece pe sub picior și așa sar coarda. Și mulți de la stângul la dreptul, mingi elastice, pară mexicană la fel, care te face să îți formezi un instinct mai bun, un reflex, ochiul. Și asta le-am spus copiii, de ce? Copiii din ziua de azi sunt foarte inteligenți și trebuie să le iau cu minte, pentru că dacă nu se plictisește. La fel și cu jocuri sportive, cu deplasările, nu mai merge, că asta le spun copiilor mei. Când îi văd că nu-și dau interesul câteodată și le spun, ar fi simplu că eu cu colegul meu antrenor să mergem aici afară, să ne luăm o cafea și să vă pun să alergați până la Parcul Tineretului, până la Parcul Romanescu și așa mai departe. Cum mai făceai tu? Exact, cum făceau pe vremea noastră. Nu. De ce? Eu îi pun multe chestii de ăștia de deplasare, pentru că și boxul, la fel ca și fotbalul, e foarte mult în viteză acum. Să ai o deplasare bună. Eu, că mulți asta mai zic, cum, domne, de ce nu investi cum erai tu, nu știu ce? Nu mai merge cu boxul ăla, du-te tu, fane, cinstit tu peste ei, că toți pleacă în stânga, în dreapta, te fentează. Asta le spun. Cel mai important e să nu fii lovit. Să faci o provocare, să-l faci pe adversar să întindă mâna, tu să eviți lovitura, fii în boxire, automat ripostezi și să pleci pe picioare. Dacă ai dat un pumn, 2, exact ce făceam eu cam stilul ăsta de box îl predau acum, studiez, în fine, am eu legăturile mele de unde m-am abonat și așa mai departe, dar eu nu, că asta le-am spus și la lotul național, eu nu mai predau boxul ăla care era înainte, nu, mult mai static, dar în schimb miști foarte mult corpul, faci foarte multe fente și provocări din corp, cu ieșiri laterale, probabil îl știi pe Lomacenko. Da, da, da. Ceva de genul ăsta. Să nu... Că asta le spun, mișcându-te tot timpul nu ești o țintă fixă, ești greu de lovit, de nimerit. Da. Vorbeai, făceai și o asociere cu fotbalul, chiar am văzut câțiva copilași care îi știu și la fotbal, în special băiatul Cosmin Purcaru, care înțeleg e foarte talentat și la fotbal, vin la tine pentru a-și căpăta și această viteză de reacție sau de ce? Eu asta l-am și viteza asta de reacție și vor fi foarte câștigați prin coordonare. Pentru că la noi foarte mult se lucrează coordonarea asta braț-picior opus. La fel, țin minte, acum 2 ani și ceva, 3 ani, făceam în Craiavița la Fântâniță cu copiii mei de la sală, fiind în vacanța de vară și venea și copilul meu. Și el juca fotbal de 3 ani și un pic și aveam copii de vârsta lui deveniseră de 2-3 luni. Al meu era stângaș pe lângă ea în 2-3 luni. Ăia cu ordonare, poloneze, braț, picior opus, mergeau strună. Da, da, da. Înțeleg. Te vezi, nu știu, în colț la vreun mare turneu cu unul din copiii care îi iai în momentul ăsta în sală? Altfel nu m-aș fi apucat de antrenorat dacă nu aș fi putut să visez atât de departe. Am copii și eu mult mă axez pe ăștia mici, ca să iau eu de la zero, așa cum ei încep cu cadeții, 13, 14, 15, 16 și așa mai departe. Că de-aia mă uit ăștia, de-aia am acum tineret și antrenez de 3 ani și ceva, deci mi-au venit undeva la 15 ani să zic. Deja cam primul an sau poate terminau junioratul. Dar prin seriozitate, disciplină, au evoluat atât de tare încât au reușit să performeze mai bine, să fie mai performeri față de alți sportivi care deja aveau un palmares bogat. Văd și fete. Da, Roberta Colec este o boxieriță care anul trecut m-a, nu știu, m-a umplut așa, mi-a dat-o asta de bucurie. Am mers cu ea la campionatul național și în primul meci a bătut-o pe vicecampioana României și în meciul următor, în meciul pentru a accede în finală, pentru argint, a pierdut la campioana României și medaliata cu bronz la europene. Toată lumea de acolo, a, în 15-20 de secunde că o bate abandon, că îi arunc eu prosopul, cum fac unii antrenori de prin Craiova, în fine. Nici gând, că asta, la fel, acum i-am spus fetii că avea campionatul și a avut un coleg din clasă care a ieșit pozitiv, care joacă la CSU și a ieșit pozitiv și a trebuit asta și ea în carantină. Și deja mai erau 10 zile, i-am spus și ei și tatălui, de fapt, eu nu merg doar să facem act de prezență. Tu știi că eu am pretenții, eu când stau în colțul ringului, pentru că eu n-am fost... Nu te-ai dat în, da, exact. Dat în deci eu nu de... pot să merg să... Nu, eu vreau când ele, să am sportiv cât de cât cum am fost eu, să defilăm. Nu merg să fac act de prezență sau să mă fac de râs. Pentru că eu pe ea o am legitimată pe SCM Bacău. Și auzeam cum râdeau pe acolo și spuneau de craiovence că sunt slabe. Un antrenor din Craiova a venit cu 14 fete, 8 au pierdut în prima zi, una n-a boxat un minut. Pentru că, așa cum am vorbit, sunt mai puțin sportivi, vin, cad pe medalii, nici nu boxează, că de-aia, inclusiv acum la campionatul european, avem 2 fete medaliate deja, dar ele nici n-au boxat niciun meci, au căzut pe medalie. Da, pentru că nici n-au venit, și la europene n-au venit foarte multe țări. Sunt câte cluburi în Craiova? CSM-ul, SCM-ul? SCM și atât. Doar 2? Da. Aveam impresia că sunt mai multe. Și o colaborare cu ei? Spui că ai fata pe da. Bacău. Acum am vorbit cu domn director de la CSM Craiova și la fel o să fac și eu... O să încep iar voluntariatul la CSM și o să legitimez copiii pe CSM Craiova. Deci CSM? Da. E mai bine decât la SCM, clubul primăriei, unde sunt și mai mulți bani, adică un buget stabil. Da. Sau nu contează? Pentru mine nu contează, eu la fel antrenez. La noi care, nu știu cât de mult ar conta asta, poate pentru premierile copiilor ar fi ceva... La asta mă refer. Pentru că noi oriunde mergem, noi avem un barem făcut între 100 și 120 de lei. 4 și 3 mese, la orice competiție merge, așa e... Copilul zici că vrea mai mult fotbal decât... Vrea mai mult box de vreo 2 ani. Acum și box, dar cu fotbalul la cine este? Acum joacă au preluat FCU pentru că trebuie să aibă și academii de copii. Grupe de copii și juniori. Da. Când era jucat la Dinamic. Au fost campioni județeni. Talent cu Caro. Aia mi-a spus și antrenorul. Băi, e foarte inteligent, e inventiv, le fac pe moment. Poc, cu fente, că... Mai făceam cu el, eu dădeam tot timpul în bune, bravo, tati, ele. Eu mă bucuram că face sport, că asta le spuneam și la alți părinți. Visau, fotbal și am, bucurați-vă că vin aici, că au un program și că fac mișcare, pentru că ei nu se mai joacă în fața blocului. Din ce în ce copiii nu prea se mai joacă în fața blocului. De asta eu le fac și anumite jocuri sportive pentru a le dezvolta calitățile motrice. Eu pe vremea mea am jucat și am fost la lupte, box, fotbal, eram bun la oriunde mă duceai. De-aia că noi ne jucam în fața blocului și deja de acolo aveai calitățile motrice dezvoltate. Dar acum copiii, că de asta îl compătimesc și pe al meu și i-am spus și lui nevastă mea, când am mai văzut că a fost frumos pe afară, să iese pe afară și a luat trotineta, nu știu, cu copiii la sintetic, să joace fotbal. Știu ce scandal am eu cu al meu. Sunt practic de aceeași vârstă și stă numai în casă sau mai mult în casă acum. De pe aia i-am spus că îmi pare rău pentru el, că stă sărăcuțul de la 8 la 2 dimineața la ore. Ce mai în 2-3 ore, în 3 ore s-a și întunecat, ce să mai, când să mai aibă timp? Că după ce termină trebuie să mănânce, să odihnească puțin, să apuce de teme. Da, da, da. Și după ce că stau atâtea ore în fața calculatorului, le mai dă și atât de scris. Pe noi nu ne mai băgau în casă, nu reușeau părinții exact, să ne bage în casă. Se rugau de noi să... Da, să intrăm și acum ne rugăm de ei să meargă afară și nu... Eu n-am problema asta cu el, el e un copil care e activ. Cum era înainte cu doar ce să duci, poți să ieși eu afară, tati, da, poți să iau și eu mingea, da, tati. Acum nu mai iasă cu trotineta, cu colegii de la fotbal, din clasă. Acum este într-o altă clasă, că în vară au dat la noi la școală la 34 și 33, două clase de la 33, două de la 34, au dat testare pentru clasa de engleză la intensiv. Și a luat în primii 8 cu 100 de puncte și acum este în altă clasă. Și are, cum ar veni, are și colegi mai noi și cei care i avea înainte. Da, are un grup mai mare. Văd masca cu cele 5 cercuri olimpice. La fel, un mare regret că n-ai ajuns la Olimpiada din 2000, poate chiar și 2004. La cea din 2000 și aia, cum am spus și mai devreme, certurile celor mari pierd sportivi, cum ar fi în cazul meu. Eu, Dinamo, mi-a oferit $10.000 și o garsonieră proprietate personală. Când? După... Atunci, în 98. După Mondial? Da. Și președintele secției de box... General, domn ce? Marian Simion. Ieșai și cu funcție, nu? Da. Și... îi vreau 15.000, să-și ia și 5.000. Și Rudel Obreja mi-a spus, Sorine, dacă vrei să înjumătățești cu ei, să le dai, eu mai mult de atât nu pot să-ți ofer, uite, ei nu ele că vor... Și cine a avut de pierdut? Eu am avut de pierdut. Promisiunile care le-am primit atunci, eu ce eram atunci? Un simplu copil care nu știusem decât muncă, muncă și muncă. Și am venit cu un rezultat mare și am fost dezamăgit de-i mari. Că m-au mințit într-una, mi-au promis într-una, că asta eu n-am făcut de micul copilul meu, niciodată nu i-am promis ceva și n-am onorat. Nu, tot timpul vorba a fost vorbă. De-aia și el ne respectă, nu ne minte și nu... Deci atunci ai pierdut șansa, nu? De a fi în cărți pentru Olimpiadă. Chiar am calificat categoria în Cehia, la Ustina Label. Am rămas cu locul 2, am boxat în finală cu un filipinez. Și, el stângaci, eu pe gardă de dreptaș, mi-a atuat o contră de stânga și mi s-a deschis pometul. Doctorul a oprit meciul, oricum era finala, că asta trebuia să ajungi în finală la un turneu olimpic. De calificare. Deja calificasem în categoria, n-am ajuns la Dinamo, n-am mai mers eu, a mers Marian Velicu, care era boxer la Dinamo. Dar sub tine ca și valoare și rezultate. Nu mai contează. Asta e, dacă nu era, cam așa era atunci, nu era la Steaua sau la Dinamo. Care este, nu știu, antrenorul, persoana căreia îi datorezi, să zicem, aproape totul? N-aș putea să zic că e doar o singură persoană. Că mă rog, persoanele. Am început cu maestru Bute Lucian, Dumnezeu să-l ierte. După aceea am ajuns la Centrul Olimpic, la Reșița, lotul național. Și acolo am lucrat, de la fiecare antrenor am învățat câte ceva și am luat ce era bun, ce știam că mă ajută pe mine, că asta le explic și copiilor mei. Și cum ți-am spus și mai devreme... Profitați de faptul că sunt eu, nu asta. Exact, ei nu conștientizează. Cum ți-am spus, eu îl vedeam pe maestru Feri, pe maestru Doroftei la televizor și mă gândeam, Doamne, să ajung și eu să-i văd campion mondial, campion european și așa mai departe. Dar știam ce vreau, știam de ce plec de acasă, că asta le spun și lor când îi văd. Da, când vin obosiți de pe telefoane, de pe... Na. De ce mai pleci de acasă? Ce? Ca să te trimite cu japca sau cu forța să faci sport? De ce? Mare avantaj că l-ai avut pe maestru Fântână de aici din Craiova? Avantaj nu că m-ar fi favorizat cu ceva, că na, până la urmă mai sport individual. Mai antrenai și, nu știu, individual și în perioadele de vacanță. Gen poate... dânsul nu, că dânsul era la CSM, eu eram la CFR. N-avea, doar că l-aveam antrenor la lotul național, da. Și după aia am rămas lângă maestru Fântână după ce am terminat cu junioratul și amatorii. Partea de profesioniști la fel, am început-o cu dânsul. Da, da, da. Da, mi-aduc aminte că era cu tine la toate turneele, da, la toate meciurile astea, la profesioni. Ce ar mai fi de spus în această zi importantă pentru noi despre cariera lui Sorin Tănăsie? Regret ai spus care e, performanța maximă, mondialul din 98. Ce crezi că îți putea oferi boxul mai mult decât ți-a oferit? Adică faima ai căpătat-o, fără discuție. Spuneai că stăteai pe malul oceanului. Da, dar faima nu ține de foame, nu? Așa cum ți-am spus, stăteam pe malul oceanului. Am ajuns acolo datorită muncii mele, sacrificiilor. Că alți copii, eram copil până la urmă, alții erau lângă familie, erau acasă, mergeau la școală, seara erau în casă cu părinții lor, eu dimineața eram luam masa cu colegii, prânzul, cina, la fel, seara dormeam în cameră cu un coleg. Bine, era, ne dădea la masă, dar dacă te pregăteai și trebuia să rămâi în greutate... Am prins, era Paștele și noi aveam competiții și mâncam și eu o feliuță de carne și ciocneam un ou ca să... Na, se păstră tradiția. Adică sacrificii enorm. Da, da. Dacă nu te-ai făcut boxer, ai fi ales alt sport? Fotbal, poate ajungeam fotbalist. Eu știu că domnul Tică Oțet m-a văzut aici la Voința când era un campionat pe școli și l-aveam la noi la școală, era domnul profesor Vlad. Și domnul Tică Oțet m-a văzut cum jucam, pac, și m-a chemat la antrenor și mi-a zis: Sorin, ia tu să nu mai vii în jumătatea ta, să rămân doar în jumătatea, să vii maxim până la jumătatea terenului. Aveam foarte, plecam viteză tot cu mingea și un șut foarte bun cu stângul. Că eu, normal, eu stângaci, dar cum era atunci, pe timpul, nu te lăsa la școală să scrii cu stânga. Când am la școală să scrii cu stânga, da, și nu aia. Dar cu piciorul am rămas bine, acum sunt ambidex cu mâinile. Da. Și că aia m-a ajutat foarte mult, că de-aia mai devreme cu lovitura preferată. Mult că asta le dădeam bine cu brațul din față, eu fiind dreptaș fals, brațul meu de forță era stânga, să zic. Și de-aia înțepam foarte bine și înficat sau când îi agățam cu un croșeu de stânga. Da. Am intrat și în luna cadourilor, luna cu marile sărbători ortodoxe. Unde vei petrece sărbătorile? De când s-a născut copilul, mai mereu sărbătorile pascale, cele de iarnă, le-am petrecut în familie, cu socrii, ori am mers la bunici la țară. Acolo, nu știu, chiar mă regăsesc, îmi dă liniștea aia și mă simt bine. Moșul, i-ai scris? Scrie copilul. Acum mai avem încă un copil, un cățel, că de-aia râdeam, glumeam cu soția. I-am zis lui Iani să-i facă și pentru Ricci o scrisoare. Și a făcut-o sau? Da, el deja se gândește, e foarte ce cadou să-i cumpere lui Ricci. O păpușe să joace tot timpul. Un os. Da, Sorin, îți mulțumesc pentru prezență, îți mulțumesc pentru satisfacțiile care le-ai adus ca sportiv și sper ca și antrenor să le ajungi, de ce să nu le depășești pe cele. Doamne ajută, mulțumesc din suflet atât pentru invitație cât și... Te mai așteptăm aici în platoul emisiunii, la mine sau la Răzvan, poate după... Când vom ieși și din pandemia asta, să vii cu unul, doi sportivi, să avem... Aia, că am fost anul ăsta, după aceea s-au reluat campionatele de tineret. Copiii mei au mai câștigat cât un meci după aceea și au ajuns în finală, dar au rămas cu argintul. Am scos doi copii, doi vicecampioni naționali la tineret și săptămâna viitoare plec la Arad că avem Cupa României la seniori. Și totodată se ține și campionatul național de cadeți în aceeași competiție. Pentru multă baftă. Deci e ultima competiție din 2020. Da, da. Da. Mulțumim pentru prezență, toate cele bune, la mulți ani. Și eu vă mulțumesc, la mulți ani, sărbători fericite tuturor vă doresc. La mulți ani încă o dată, ne vom revedea săptămâna viitoare cu alți invitați. Rămâneți cu programele Oltenia, toate cele bune.